Bună ziua, dragii mei! Camizea sunt de la canalul Camizea, 1001 de tălmăciri. Aceasta este tălmăcirea echinocțiului de toamnă pentru cei din zodia Gemeni. Voi începe cu mesajele intuitive din partea spiritului pentru Gemeni în această perioadă. Simt că energia colectivă a zodiei voastre ne spune că cineva va avea nevoie de ajutorul unui geamăn. Universul și legea atracției universale vă va pune pe voi într-o situație pentru a vă încerca. Se vede dacă vă puteți plăti o datorie karmică. Se va crea o situație, poate în familia voastră, poate la locul de muncă, poate un necunoscut pe stradă. Va avea nevoie de un ajutor, iar Universul vă va pune pe voi în acel loc, în acel timp, în acel spațiu, în acel grup de oameni, iar voi va trebui să reacționați, să oferiți o mână de ajutor necondiționat cuiva. În felul acesta, voi izbăviți o plată karmică, iar energia voastră pozitivă, pentru că karma este și pozitivă, este legea cauzei și a efectului, veți acumula o karmă pozitivă printr-un gest de binefacere, ne spune spiritul, pentru zodia Gemeni. Ghizii spirituali vin, coboară și ne transmit aceste mesaje pentru voi în această toamnă. Dar haideți să vedem ce ne spun cărțile de tarot. Echinocțiul de toamnă pentru Gemeni. Avem alături și un cățel care sforă aici de mama focului, dar noi, ca de obicei, ne vom concentra asupra acestor cărți. Vara, primăvara, am plantat semințele dorințelor noastre. În primăvară începem și plantăm aceste planuri pe care le facem, visele noastre. Pe timpul verii hrănim visele noastre cu gânduri pozitive, cu emoții pozitive, cu dragoste. Le hrănim la fel ca pe niște plante care trebuie să crească. Visele noastre au nevoie de hrană spirituală și mentală și emoțională. De aceea spunem, suntem creatorii proprii noastre vieți. Însă, cum creăm această viață depinde de noi. Să le dăm foarte multe cărți în caz, dar numai două avem nevoie. Pe celelalte am să le pun înapoi în pachet. A venit toamna. Acoperăm inima cu ceva. Cu umbra unui copac. Sau mai bine cu umbra ta. Spunea poetul Nichita Stănescu în emoție de toamnă. Iată toamna, un anotimp al emoțiilor, care pe Gemeni îi va trezi și vor avea această energie a unui gest de binefacere. Foarte frumos, mai ales cei care aveți prieteni Gemeni, vă puteți baza pe ajutorul lor necondiționat în orice moment. La revedere, vară! Oare ce lăsați în urmă voi după această vară, după acest anotimp? Care este lecția pe care ați învățat-o? Avem pentru voi luna. Luna reprezintă o perioadă de introspecție, dar poate să reprezinte pentru unii și o perioadă de confuzie. Dacă în această vară ați fost confuzi în legătură cu o anumită situație din viața voastră, tarotul ne spune că odată cu trecerea vremii va trece și această confuzie. Dacă au fost lucruri necunoscute, secrete, secrete pe care ați dorit să le aflați, anumite lucruri pe care v-ați dorit neapărat să știți ce se întâmplă și vara nu v-a adus aceste răspunsuri, tarotul ne spune că este posibil ca, iată, în această perioadă de toamnă și iarnă, multe adevăruri și lucruri ascunse pot ieși la iveală pentru Gemeni. Alături avem pajul de spade, categoric comunicare. Dacă ați avut dubii asupra unei situații și aveți nevoie de comunicare, este momentul să faceți această comunicare și ne mai apare și cinciul de cupe în poziție dreaptă. Iată cum prin comunicare se poate trece peste o tristețe emoțională. Sunt lucruri, simt, pentru Gemeni care pe timpul verii v-au adus o anumită tristețe, dar singurul motiv pentru care ați avut tristețe este pentru faptul că nu ați știut ce se întâmplă în această situație. Poate să fie o incertitudine în iubire, în familie,
cu cineva din trecutul vostru la un loc de muncă unde lucrurile nu au mers bine, poate, sau a fost această lipsă de comunicare. Ceva rămâne în urma voastră care v-a adus tristețe și aflați noi adevăruri. Însă lăsați tristețea în urmă. Incertitudine vor rămâne în urma voastră. Nu le mai luați cu voi în timpul toamnei. Foarte frumos. Și văd că foarte mulți vă veți împrospăta energia și veți avea dorința să ieșiți în lume și să o luați de la capăt, pentru că situațiile incerte v-au adus oarecare tristețe. Poate să fie în orice domeniu al vieții voastre această situație incertă, însă în spatele vostru se află ceva care vă va oferi mai multă satisfacție. De aceea nu mai oferiți energie, nu mai hrăniți această energie unde lucrurile nu sunt date pe față. Geamănul dorește adevărul. Geamănul dorește comunicare în această toamnă. Bun venit, toamnă! Ia să vedem ce intră în viața voastră. Pentru gemeni, avem regia de bâte. Regia de bâte este energia de foc feminină care aduce acțiune, aduce descoperirea personalității voastre. Cel care a stat ascuns în tristețe, vedem pe timpul verii și nu a dorit să iasă în evidență pentru că a trebuit să-și vindece inima după anumite situații incerte, va ieși la înaintare, va porni la acțiune. Decade această regie de bute care cunoaște și binele și răul. Puteți să fiți chiar voi. Energiile pot să meargă în mai multe direcții când avem cărții acestea care noi le numim în tarot cărți de curte. Nu interpretez în general cărțile pe zodii. Cei care urmăriți știți foarte bine de ce. Pentru că zodiile pot să aducă anumite confuzii în citirea noastră de tarot, mai ales atunci când facem pe energie colectivă. Dar ce vă pot spune? La unii dintre voi va intra în viața voastră o femeie dinamică, dinamică și foarte puternică, care vă poate ajuta pe voi dacă aveți nevoie de ajutor. Am arătat cum și geamănul poate să fie de ajutor cuiva, deci puteți fi și voi, mai ales dacă sunteți femei. Femeile geamăn, veți fi descurcărețe în această toamnă. Veți scoate din mânecă acea rezolvare a unei situații. Lumea apelează la voi. Vedeți cum energiile merg în ambele direcții, ori voi aveți acest ajutor din partea unei prietene, unei energii feminine descurcărețe, ori voi veți fi această energie. Abundență văd, avem floarea soarelui, iată, ceva petrece timp în natură. Văd aici foarte multe persoane se vor bucura undeva de recoltă, poate, de roadele pământului. Bucurie foarte mare vedem în această toamnă, abundență, acțiune. Material vorbind, există stabilitate, avem cavalerul de monede. Deși sunteți plini de energie și doriți să mergeți, să faceți, să dregeți în această perioadă, veți fi și ușor precauți cu finanțele voastre. Nu veți cheltui foarte mulți bani, dar veți face din finanțele voastre tot ceea ce se poate mai bun posibil. Dacă este cazul să ajutați pe cineva cu bani, nu o să fie bani mulți, dar o să fie bani care vor fi investiți cu multă stabilitate. Dacă voi trebuie să faceți o investiție, dacă sunteți în afaceri, ne spune tarotul pentru gemeni, va trebui să vă folosiți de toată cunoașterea voastră, să cercetați foarte bine înainte să faceți această investiție, pentru că odată făcută, ea va fi făcută bine și pe lungă durată. Și vedem cum, iată, avem 10 de monede. Cei care sunteți în afaceri, ni se arată aici o îmbunătățire drastică în afacerile voastre. Dacă v-ați întrebat vreodată ce se întâmplă cu afacerile voastre, va fi o creștere materială extrem de frumoasă, cu condiția să treceți la acțiune, să vă folosiți de cunoaștere și să nu vă grăbiți în a face investiții sau în a achiziționa un anumit obiect. Veți primi ajutorul unei persoane dinamice. Voi. Foarte frumos. Cineva aduce un dar cu stabilitate în casa voastră. În alte situații vedem mai multe tipare aici în acest mesaj. Mai văd o persoană care vă intră în casă cu un dar și cu o mare bucurie care vă aduce o rezolvare.
Și voi puteți face acest lucru unei persoane dacă voi aveți nevoie de ajutor în casa și familia voastră, un ajutor material sau poate un ajutor în care să faceți o anumită investiție și nu ați avut noroc pe timpul verii sau nu ați avut noroc în trecut, faceți acel gest de binefacere pentru cineva, pentru că vedem cum karma se întoarce pozitiv către voi și vă rezolvă vouă o problemă și mai mare. Și este în general valabil pentru toată lumea și în toate situațiile de viață. Dacă nu aveți o rezolvare într-o anumită situație, faceți voi un gest frumos într-o situație similară. De exemplu, dacă aveți nevoie de un ajutor financiar, mergeți și dați un ajutor foarte mic financiar cuiva care este mai sărac decât voi. Dați cu toată inima, dați, nu judecați persoana și apoi vi se va întoarce acest ajutor de 10 ori mai mult, vedem aici. Chiar îmi cade de 10 ori mai mult. Este vorba despre stabilitate, intră stabilitatea, dar în afaceri o să vă meargă foarte bine. Foarte bine. Nu aș putea să spun că vă îmbogățiți peste noapte, dar creșterea va fi stabilă. Da? Este un lucru foarte frumos. Și vedem clienți noi la unii dintre voi. Cineva mai văd un alt grup care dorește să se mute în casă cu cineva. Persoanele care vă doriți să vă mutați în casă cu cineva, atenție mare că odată ce vă mutați în casă, femeia o să fie foarte dinamică. Vedem aici și femeia cam dorește să dicteze. Fie că sunteți voi femeie, fie că este cealaltă persoană, femeie, cei care vă mutați în casă cu această femeie veți avea stabilitate, veți avea o casă plină de belșug, însă femeia este în energia ei absolută în această toamnă. Foarte frumos. Dinamică și puternică și știe exact când trebuie să treacă la acțiune, cum să facă și ce să facă. Puteți avea de-a face cu o femeie, geamăn, cei care urmăriți aici, lăsați-o să conducă pentru că financiar este spot on, cum spun americanii, adică este pe fază în limba română. Mai departe, cumpăna dintre cele două anotimpuri, echinocțiul de toamnă, vedem pentru gemeni, care este rodul muncii voastre din trecut și cum se manifestă în tranziția dintre cele două anotimpuri. Din nou ne cade casa și stabilitatea familiei. Iată o situație chiar și într-o afacere. Vedem foarte multă stabilitate în această toamnă. Cred că rodul muncii voastre și cred că energia karmică pe care o aduceți cu voi și faptul că sunteți persoane binevoitoare vă aduce o mare putere să vă descurcați vouă în orice situație și să vă protejați bunurile voastre, situație. În iubire nu cade în mod specific în iubire, este mai mult vorba despre o stabilitate. Dacă sunteți cu cineva în cuplu, cuplul va avea stabilitate și femeia este cea de bază în această perioadă, fie că sunteți voi orice altă persoană. Ia să vedem ce mai aduceți cu voi. Mai vedem o celebrare. Poate să fie o reuniune de familie. Aveți foarte mare grijă la emoțiile voastre pentru că simt o energie care dă ușor pe din afară, din punct de vedere emoțional. Știți cum este când unui om nu-i merge bine o perioadă și este obișnuit cu tristețe, este obișnuit să fie în umbră și dintr-o dată dă peste el această energie de abundență. Devine ușor emoțional supra-solicitat. Vedem o supra-solicitare emoțională la gemeni de care va trebui să aveți grijă, dar veți trece peste ea, deci nu este niciun pericol mare aici. Și avem împăratul în poziție răsturnată. Bărbatul este ușor întors pe dos în această perioadă, în casa și familia voastră. Am și spus dinainte, am văzut acest lucru, că femeia este cea care se va descurca în toate situațiile. Deci dacă sunteți bărbați, voi, dacă sunteți gemeni sau dacă aveți de-a face cu un geamăn și sunteți bărbat cel care urmăriți această tălmăcire, indiferent ce zodie sunteți, și veți fi ușor bulversat emoțional, să știți că femeia vă salvează. Vă salvează femeia, lăsați-vă pe mâna ei și nu încercați voi să explicați aceste lucruri din punct de vedere emoțional, pentru că bărbații, în general, iată cum bărbatul este bulversat emoțional, vedem aici, însă casa și familia sa, este vorba despre stabilitatea sa. Văd o ușoară descreștere în energie masculină și o foarte frumoasă creștere în energie feminină.
Acum sunt și bărbați care au energie feminină. Deci depinde, energia masculină este energia care, în general, domină o relație. Deci văd o inversare de energie la gemeni, fie că sunteți voi femei sau bărbați, n-are importanță, în care energia feminină crește și se dezvoltă și ia conducerea și aduce stabilitatea. Energia masculină este în acest tumult emoțional și își face griji pentru securitatea, fie că este la job, fie că este a familiei, fie că este a relației de iubire, indiferent o instituție de învățământ, își face griji pentru această supra-solicitare. Dar nu nimic, energia feminină vă va ajuta. Mai departe, să vedem. Pentru ce te pregătești în această toamnă, dragă geamăn? Ce te poate ajuta pe tine și care sunt lecțiile spirituale? De ce se întâmplă aceste lucruri? Te pregătești pentru viitor și viitorul tău va trebui să fie unul solid. Bărbații vor avea o ușoară chestiune de atașament emoțional, dar și de reglarea unor emoții. Cei care sunteți în relații stabile, veți fi ușor întorși pe dos. Vedem cum voi nu vă așteptați poate la un moment dat să vedeți un viitor. Aveți o oarecare pesimism, vedem bărbatul. Însă surpriza este că veți primi un ajutor pentru viitorul vostru. Ori îl primiți de la o femeie, ori este partenera voastră de viață, cea care vă ajută. Aveți pe cine să vă bazați, vă spune tarotul, să nu vă fie teamă de viitor, pentru că viitorul vostru este creat de mintea și de emoțiile voastre și atunci când suntem ușor iritați emoțional, avem tendința să proiectăm în viitorul nostru aceste insecurități emoționale. Tarotul vă spune să vă bazați pe viitorul vostru, că va fi un viitor bun, frumos și cu stabilitate vedem acest lucru. Este o perioadă ușoară, ușoară de tremur emoțional aici, dar care va trece. Și se întâmplă la toate persoanele acest lucru. Trecem prin valuri de energie care uneori ne dau putere, suntem optimiști și apoi cădem așa într-o ușoară melancolie și nu înțelegem de ce. Este venirea toamnei, dragii mei. Venirea toamnei în care faceți bilanțul emoțional al verii și în care bărbatul, iată, ușor, ușor este influențat emoțional, dar viitorul vostru arată ok, vă spune tarotul. Aveți o teamă așa de stabilitate și ne cade din nou femeia de bâte răsturnată, de data aceasta. Femeia de bâte răsturnată. Este o chestiune care, iată, vine și ne arată aceeași energie, odată în poziție dreaptă, odată în poziție răsturnată. Multe persoane vin și mă întreabă, de ce citești voi cărțile răsturnate? Pentru că ne oferă o versatilitate a tarotului. Tarotul este, nu este ceva care citim ca la carte. Ne uităm în manual repede să vedem ce înseamnă cartea. Interpretarea și mesajul îl trimite cel care citește tarotul. Tarotul este o unealtă de care noi ne folosim să transmitem niște mesaje. Iar ce văd aici pentru gemeni, văd o energie duală. Va fi și o luptă între femei și bărbați, pentru că la un moment dat femeia apare să fie supra-solicitată, pentru că este lăsat tot greul pe umerii săi. Este lăsat. Și ea are energie să se descurce, are energie să aducă și să producă în această situație, fie că este afacere, am spus, fie că este în iubire. Bărbatul, dacă este un pic întors pe dos emoțional, atunci femeia, la un moment dat, va prelua această energie, va prelua tot greul, însă o vedem pe femeie, la un moment dat, va fi istovită, va fi istovită. Femeia este istovită pentru că tarotul ne spune aici, aveți mare grijă, cei care sunteți în relații de cuplu, este vorba strict de relație de cuplu, și femeia la un moment dat are nevoie de un sprijin. Iar acest sprijin îl așteaptă. Îl așteaptă pentru că altfel nu va putea să ducă până la capăt toate pe umerii săi. Însă cu atenție foarte mare și cu colaborare între cele două persoane și locurile de muncă, vedem acest lucru și în familie, va trebui să creați un viitor, iar viitorul vostru este creat din mentalul vostru, un gând, atât. Și dacă veniți cu gânduri negative, să nu descurajați femeia niciodată, lăsați-o să-și facă treaba, lăsați-o să vadă, să aibă această viziune pentru viitor, pentru că ea știe foarte bine încotro se îndreaptă, aduce foarte, foarte multă
abundență cu ea, în energia sa, dar să vă feriți. Să vă feriți să o criticați pe această femeie. Să vă feriți de femeia geamăn dacă o criticați sau dacă nu o respectați pe această femeie, pentru că se va răzbuna. Vedem femeia care, dacă este rănită, dacă este pusă la pământ, dacă este înjunghiată pe la spate, dacă este criticată, ea se va întoarce, pentru că se va întoarce împotriva voastră, pentru că are o putere foarte mare. Respect față de această femeie. Fie că sunteți voi, fie că este femeia din viața voastră, nu are importanță. Dacă femeia este la conducere, lăsați-o și apreciați ceea ce face. Este ok. Este ok să mai fie și femeile la conduceri. Dar văd o femeie foarte, foarte versatilă, care cunoaște și latura pozitivă și latura negativă și să vă ferească Sfântul să o enervați, să o supărați cu ceva. Sau să nu îi împliniți așteptările acestei femei. Am spus la început că simt că gemenii trebuie să facă un lucru să ajute pe cineva, să susțină pe cineva. Atenție mare, dacă pe voi cineva v-a susținut, o femeie, ajutați-o pe această femeie dacă vă cere ajutorul. Este o energie karmică care vă va ajuta pe voi în viitorul vostru. Faceți un gest de binefacere. Mai văd totodată că va fi o încercare karmică pentru voi să luați o decizie pentru viitorul cuiva, care această decizie poate să pune pe cineva la pământ. Dacă este cazul să luați această decizie și, din păcate, uneori nu avem control, poate este la un job, poate este undeva în care nu putem să controlăm situația și această decizie voastră de viitor pune pe cineva la pământ, faceți-o cu blândețe. Faceți-o cu respect pentru acea persoană. Indiferent care este decizia voastră, indiferent de ceea ce trebuie să faceți, dacă purtați în suflet o energie de răzbunare, se va întoarce împotriva voastră această energie. Deci vedem aici că este foarte clar că ceea ce vă poate pe voi ajuta în viitorul vostru este să aveți foarte mare grijă. Foarte mare grijă cu acțiunile voastre puteți da viață, cu acțiunile voastre puteți pune la pământ. Oare ce veți alege să faceți? Simt că cineva, o femeie, se poate răzbuna pe cineva aici și această femeie va trebui să aibă în vedere să ierte și să nu răzbune. Am spus de mai multe ori, aici sunt mai multe energii, deci un mesaj aparte pe care îl văd la gemeni în momentul acesta, văd o energie feminină care a fost rănită emoțional de un bărbat care a fost inflexibil și care, din punct de vedere emoțional, nu a simțit foarte mult în legătură cu această femeie care a fost pasională, care a fost fidelă bărbatului respectiv, dar pe el nu l-a interesat și a călcat în picioare emoțiile acestei femei. Dacă tu ești această femeie și bărbatul ți-a greșit, ai mare grijă pentru că în mâinile tale stă să te răzbuni sau să nu te răzbuni, oare ce vei alege tu, femeie? Vei alege să te răzbuni pe el? Atenție mare! Energia karmică se va acumula împotriva ta. Vei alege să ierți, să pleci mai departe, să te uiți în viitorul tău, te vei izbăvi de o datorie karmică. Este mâinile tale. Eu spun să ierți. Știu că sunteți foarte mulți care veniți și spuneți, eu nu pot să iert. Nu pot să iert, frate, și nu am să iert nimic. Iartă. Iartă și treci mai departe. Fieți milă. Fieți milă, spunem noi aici. Blocajele voastre în această perioadă, dragi gemeni, ia să vedem ce ne spune tarotul, emoțiile. Emoțional. Aveți un blocaj emoțional peste care va trebui să treceți. Oare ce veți face? Ce veți face cu acest blocaj? Cum veți aborda situația? Spânzuratul. Foarte mulți sunteți agățați în aceste emoții pe care nu reușiți să le deslușiți. Nu reușiți să înțelegeți ce înseamnă ele. Ne apare roata norocului aici. Este roata norocului în poziție răsturnată, ne apare. Dacă aveți aceste blocaje și aveți foarte multe blocaje emoționale, vedem, folosiți-vă de această perioadă pentru a vă transforma și pentru a vă elibera spiritual. Să nu vă răzbunați, vă spune tarotul, sub nicio formă. Dacă nu înțelegeți o situație, abordați cu iertare. Abordați aceste lucruri așa, sacrificați-vă, vă spune tarotul.
Este ok să te sacrifici dacă nu înțelegi, pentru că aceste energii karmice vor merge cu voi, se înscriu în memoria celulară a inimii voastre și la un moment dat, la maturitate, la bătrânețe, cine știe când, în viața voastră, vi se va lumina mentalul și emoționalul asupra acestor aspecte. Dar este ușor să te răzbuni, este ușor să ai o autoritate, o agresivitate față de cei care ți-au greșit, pentru că așa suntem noi oamenii construiți să facem în viața noastră, să ne răzbunăm pe cineva care ne-a greșit, însă tarotul îți spune sacrifică-te, fă un sacrificiu emoțional, pentru că nu înțelegi acum ce se întâmplă cu tine și dacă te răzbuni sau dacă ai această atitudine de nervi, de să faci ceva rău unei persoane, vei rămâne blocat în cicluri karmice, în cicluri karmice de așteptare. Treci peste iartă dacă nu reușești acum și ți se va lumina calea mai târziu ție. Puteți readuce echilibrul? Înțelepciunea. Înțelepciunea este mai bine să mergeți pe calea voastră singuri decât să purtați cu voi niște neînțelegeri emoționale din trecutul vostru. Dacă cineva v-a greșit, dacă cineva v-a înșelat, dacă cineva a fost autoritar și v-a călcat în picioare sentimentale, întoarceți spatele și mergeți pe drumul vostru. Căutați-vă drumul vostru către lumină și nu vă mai întoarceți acolo mental-emoțional, pentru că la un moment dat veți trece prin viață, veți învăța și cu toții învățăm aceste lucruri să ne maturizăm și peste o perioadă vă veți întoarce mental și veți analiza situația și veți spune: wow, dacă aș mai fi încă o dată tânăr cu mintea de pe acum, cum spune bătrânul, să fiu tânăr, dar să am mintea de pe urmă. Veți analiza voi și veți face ceva care vă va ajuta să evoluați foarte mult spiritual. Acceptați o pierdere, vă spune tarotul, avem cinciul de monede și hermitul cu înțelepciune. Acceptați această pierdere, ia priviți cum persoanele care pierd aici se îndreaptă într-o parte, iar hermitul cu lampa înțelepciunii se îndreaptă în cealaltă parte. Acceptați o pierdere și mergeți pe drumul vostru, vă spune tarotul. Și iată cum se va deschide pentru voi un drum de lumină, un drum de abundență, un drum care voi poate pierdeți ceva minor, dar veți câștiga ceva major. Este o lecție spirituală foarte grea de învățat pentru gemeni în această toamnă. Va fi să acceptați ori pe cineva care v-a greșit, ori dacă nu mai puteți hrăni o situație, să lăsați în urmă. Dați de la voi și iată cum universul vă va aduce vouă o răsplată. Eu v-am mai spus și la început, aici mi-apare o răsplată de 10 ori mai mare. Dar pentru asta trebuie să faceți un sacrificiu. Oare care este acel sacrificiu? Mic, să spunem, pe care trebuie să-l faceți. De multe ori oamenii spun, dom'le, m-am săturat să mă mai sacrific sau trebuie să facă un gest sau li se spune intuitiv să facă ceva și spun și dacă fac și nu mi se întâmplă sau dacă fac și nu-mi vine răsplata. Iată o neîncredere pe care o avem și dacă pornim la drum cu neîncredere, evident că vom parcurge drumul cu această neîncredere. Dar dacă faci acel gest și după aceea universul îți deschide drumul ție, oare nu ar fi minunat să se întâmple așa? Merită să faci acest risc, să faci acest sacrificiu, să afli. Și cu siguranță universul va vedea gestul tău. Voi trage și câteva cărți din tarotul Ciro Marchetti să vedem aceste dezechilibre, care este partea echilibrată, cea dezechilibrată și cum puteți să aduceți echilibrul înapoi în viața voastră toamna aceasta. Avem pentru voi asul de buten, pasiunea și dorința voastră. Deci aveți o mare, mare dorință să treceți la acțiune, să vă deblocați drumul, sunteți uneori nerăbdători, aș putea să spun foarte mulți dintre voi și aveți și dorințe de intimitate, vedem. Aspectele echilibrate sunt faptul că nu mai doriți să fiți blocați și că doriți cu orice preț să faceți această deblocare, însă trebuie să nu vă grăbiți, vă spune tarotul. Vă vine să vă aruncați înainte, să dați pe toți la o parte, să vă deblocați drumul singuri, dar tarotul vă spune, aveți un pic de răbdare. Decade din nou șaptele de cupe, deci este clar, partea aici, ceva nu se înțelege emoțional la gemeni. Nu se înțelege.
Și de acolo vă vine acest drive, această energie puternică, pentru că știți cum este când stai într-o situație și nu mai înțelegi și încerci să vezi, să afli, să faci, să dregi. Ajungi la un moment dat că nu mai suporți. Atunci îți vine să îi zbucnești. Cam asta văd aici la Gemeni. Le vine să îi zbucnească, dar am văzut la începutul tălmăcirii cum intrați în această toamnă, după o vară de mistere, după o vară de lipsă de comunicare, care v-a întors pe dos la unii dintre voi, în orice domeniu al vieții voastre, poate să fie ceva minor, nu neapărat acum că e partenerul de viață sau jobul, poate să fie ceva minor într-o situație care vi se pare vouă că n-ați avut comunicare, vă vine să explodați acolo și nu ați înțeles de ce. Ca să vedem ce să faceți ca să vă echilibrați în această perioadă. Avem exact temperanța. Deci spiritul vă spune, îngerul temperanței vă spune așa, foarte frumos v-a căzut aici, ea amestecă apa și focul, temperanța. Avem aici apa albastru și aici avem focul cel roșu. Deci ține într-o mână, ocupă de apă și una de foc. Și le amestecă, foarte frumos, le amestecă una cu cealaltă. Priviți, avem exact energia de foc și energia de apă. Avem energia de foc care este dorința voastră de acțiune, de deblocare, pasiunea pentru viață. Vă întrebați oare de ce trebuie să fiu așa, să stau pe loc, când aș putea să merg înainte, să-i dau pe toți la o parte. Și avem emoțiile voastre. Emoțiile voastre sunt care creează problema. Pentru că energia aveți să mergeți să rezolvați totul, însă emoțiile voastre sunt cele care vă ținut pe loc. Și atât cum vine îngerul temperanței și amestecă pasiunea și acțiunea cu emoțiile într-un mod plin de echilibru, aveți încredere că veți parcurge un drum spiritual care vă va lumina și îngerii voștri, vedem aici, sunt alături de voi. Avem spânzuratul și hermitul în această tălmăcire. Sunt două arcane majore care ne spun că treceți printr-o transformare spirituală. Și într-o transformare spirituală se întâmplă multe lucruri pe care nu le putem explica. Și apoi, la sfârșitul acestei transformări, când se deblochează drumul și când aducem temperanța, îngerul temperanței coboară asupra noastră, atunci veți înțelege cum stau lucrurile și vă veți lumina. Asta a fost tălmăcirea echinoxului de toamnă pentru cei din zodia Gemeni. Vă doresc la toți iubire și multă sănătate și fericire. Mulțumesc pentru atenție. La revedere!